domnul Zanga, într-adevăr, ăsta era răspunsul. Din nou domnul Zanga, felicitări, îl felicităm. S-au dat mai multe răspunsuri, însă eu precizasem acolo că nu e vorba despre un transplant sau că nu este vorba de donare de organe sau ceva de felul ăsta. Într-adevăr, erau doi frați siamezi, adulți, există cazuri în care au ajuns la maturitate.